lăsat la urmă discursul academic strict pentru că aveam nevoie de toate lucrurile acestea înglobate și de faptul că în cele din urmă un profesor universitar știe să puncteze un lucru important. Îți place un personaj care știe să discute în public, fie că este la TEDx sau la o lansare de carte Herald, pentru că are poveste. Îți place un personaj care cântă pe scenă pentru că nu te izbește de toți pereții din prima, pentru că te poartă cu el în concert, iar la final îți dă răgazul să înțelegi, înainte să ieși din poveste, că ai fost partaj la un eveniment live. Îți place un psiholog care știe să te lasă să spui propria ta poveste. Îți place un film care are poveste pentru că îți dă ritmicitate ție să te oglindești în acel produs cultural. Vreau să ne spuneți, domnule Adrian Niță, de ce este important pentru un student sau pentru un elev sau pentru un om să înțeleagă că această carte se referă la el și la povestea lui. În ce măsură este vorba despre povestea unui om în această carte? Da, mulțumesc frumos pentru întrebare, mulțumesc pentru invitație. Cred că e o întrebare importantă aceasta, a rezultat și din discuțiile de față. Valentin a ridicat, cred că prima oară mingea la fileu, vorbesc în natura umană. După aceea s-a mai spus că aici câte ceva despre identitate. S-a vorbit și despre relația dintre individ și societate. Toate astea sunt de... și despre psihologie. În primul rând, noi suntem și niște ființe care avem pasiuni, sentimente și toate cele care se numesc sistemul psihic sau alții numesc suflet, alții numesc minte, nu contează cum este numit, eu, self, supra-eu, Valentin știe mai bine toate lucrurile acestea. Cred că din punct de vedere filozofic, pentru că asta este lucrul pe care vreau să-l spun, aș vrea să spun câteva idei cu privire la fundamentul, la temelia acestor lucruri din această carte. Pentru că am impresia că lucrurile nu sunt foarte tare explicitate în carte. Cartea este într-adevăr o povestire foarte narrativă. Are doar câteva remarci pe la început, câteva remarci pe la sfârșit, de care vorbea colega noastră. În rest, nu sunt chestiuni teoretice. Dar asta nu înseamnă că lucrarea nu se bazează pe o țesătură filozofică de idei. Și, pornind de la natura umană, însă cred că se afirmă, într-un anume sens, existența unei naturi umane sau unei esențe umane. Dintr-un punct de vedere. Dintr-un alt punct de vedere, nu. Și o să vă spun imediat de ce. Asta e legat de identitate. E răul care pleacă, călătorește, trece prin niște praguri, e pus la încercare. Se întoarce înapoi, numai că atunci când se întoarce înapoi, nu e același cu cel care a plecat. E diferit eroul, nu? Chiar dacă să zicem că seamănă cu el. Din punct de vedere psihologic, să zicem, că are același suflet, are aceeași minte, în fine. Dar faptul că a trecut prin încercările acelea, a fost pus la niște probe, s-a încercat să fie ispitit într-un anume fel. După aceea, el se întoarce să povestească, să zicem, aici ar fi partea de continuitate. Dar, de fapt, nu este cel care a plecat. E unul diferit. Din punctul ăsta de vedere, problema e extrem de filozofică. Nu știu dacă reușesc eu acum să vă fac foarte clar. Deci, într-un sens, este el, într-un sens, nu este el. Cealaltă problemă, relația cu societatea. Indiscutabil, Campbell vrea să spună faptul că noi, fiecare individ, este ceea ce este, dar numai prin relația asta cu fiecare om din comunitatea din care face parte. El n-ar fi nimic, orice individ. Nu știu, luăm un supraerou, ca să nu știu care dintre ei, iar dintre cei numiți de Campbell am putea să luăm, n-ar fi nimic dacă nu ar trece probele alea, dacă nu ar interacționa cu cei care a interacționat. Deci, în afara societății, n-ai putea să spui că individualitatea respectivă a omului respectiv se păstrează sau nu, sau are o anumită valență, are o anumită importanță, în fine, o anumită natură, dacă să vorbim din punct de vedere filozofic. Deci asta e o chestiune la fel de filozofică și la fel de importantă și trebuie să cred că Campbell aduce și aici un răspuns. Sigur că ține de interpretare și treaba asta, într-un sens, colegii noștri au spus foarte bine lucrurile din punct de vedere psihologic, psihanalitic, indiscutabil, faptul că există niște forme, să zicem, niște esențe
din punct de vedere filozofic, arhetipul din punct de vedere al lui Jung, indiscutabil, ele există, dar fiecare dintre noi, fiecare individ, nu știu dacă e o sumă de arhetipuri, o sumă de felii, să zic așa, de acele elemente. Aici e, nu știu cum să spun din punctul ăsta de vedere, ce ar susține Campbell, dacă individul e o colecție de trăsături, asta e teoria mănânchiului, bandă teorii. Poate că este mai degrabă o colecție de experiențe ritualice prin care se definește la finalul călătoriei? Da, e indiscutabil. E legat de problema, dacă sunt câteva rânduri acolo, dacă individul, dacă omul, individul este, individul uman, este excepțional de la început și se spune că unii sunt de la început, de când s-au născut sau chiar înainte de a se naște, ceea ce înseamnă că acele trăsături nu le-a dobândit, nu le-a luat pe timpul vieții. Ele existau, ele erau acolo. Și atunci problema, dacă e să o privim așa, problema individului ar fi o colecție, un ansamblu de atribute, de proprietăți, asta e teoria bandă-teorii, individului sau individuației, numai că nu știu cum să explic chestia că sunt înainte de a ne naște, deci cu arhetipurile, deci nu știu ce ar zice Valentin despre chestia asta filozofică. Am ceva de zis. Deci, din punct de vedere filozofic, iarăși e foarte interesantă și partea aceasta. Ce mai e? Raportul cu societatea. E o teorie foarte interesantă ale Aristotel. El susține că cetatea e importantă. Indivizii nu au decât să dispară. E importantă cetatea. Asta e o teorie foarte veche. A durat mii de ani. De-abia modernitatea, secolul XVII și după, a spus că nu este adevărat. Individul e important și că individul trebuie să fie pus pe primul plan, pentru că suma indivizilor face cetatea. Cetatea, treaba ei, n-ar decât să dispară, dar el să rămână un singur individ. Care se creadă în poveste. Exact, care se creadă în poveste. Nu e important. Nu ne interesa să fie mai mulți. Trebuie să fie unul și el să spună povestea și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, ideea lui Campbell e foarte interesantă. Faptul că individul, cum să zic, se definește, rezultă numai prin interacțiunea cu societatea, iar asta este și o idee modernă și o idee contemporană, o idee de azi. Erou modern, chiar asta și eu cred așa. Societatea în care trăim devine mai bună prin actele noastre bune. Devine mai frumoasă prin actele noastre frumoase. Sigur că statul, comunitatea, instituțiile au rolul lor. Trebuie să creeze niște cadre, niște... să creeze scheletul în care noi să... legile și așa mai departe, în care noi să ne ducem activitatea. Dar, la fel, indivizii sunt cei care contribuie ca prin faptele lor bune ca societatea noastră să fie mai bună. Și așa mai sunt optimist și idealist. E perfect. Avem nevoie tot timpul de optimist. Valentin, voi să completezi. Da, în primul rând aș vrea să mă bucur că, iată, Adrian Niță, prietenul meu și partenerul meu de tenis, la aducem prin plan pe Aristotel, citind o teorie foarte veche și extrem de relevantă, cea conform căreia statul, polisea contează, nu individul, e o teorie care își găsește un corespondent atât de departe în Japonia, acolo unde de vreo 2000 și ceva de ani individul nu e deloc important, ci dimpotrivă structura statală, în fine, fiul cerului, împăratul, este cel care contează, el este cel care întrupează statul, iar indivizii nu sunt decât detalii, pot lipsi, pot fi sacrificați. Nu asta contează. Contează o legislație cosmică, contează un ritual universal, contează o conduită și o etică bazată pe niște valori ferme care nu se schimbă niciodată. Asta cât îl privește pe Aristotel. Vreau să-i fac o reverență lui Berti Barbera, care a spus un lucru foarte important, anume că noi am vorbit aici despre relevanța cărții lui Campbell pentru scenariștii de la Hollywood. Dar Berti a vorbit și despre spectacolele puse în scenă pe Broadway. A adus în prim plan ideea de tensiune dramatică, de dezvoltare teatrală. Și în acest punct de vedere, încă o dată, teoria lui Campbell,
cea mai importantă e cea care spune că noi suntem povești umblătoare, suntem în adâncul sufletului nostru, suntem narațiuni, da? Narațiuni încă dinainte de a ne naște, asta e o dimensiune kantiană, aș spune, e un înnăscut în noi care duce la ideea de monomit. E bine, m-am gândit la ce spunea Berti și mi-am dat seama că e păcat că nu invocăm aici pe Andrei Șerban și pe maestrul său, pe Peter Brook, pentru că dacă stau să-mi amintesc bine, prin 1992, când se la Teatru Național, exact, se punea în scenă de către Andrei Șerban celebra trilogia antică, da? E bine, troienele, textul era în coine, în greacă veche. Medea era jumătate-jumătate latină greacă veche. N-avem acces la cuvinte. Sensul pica pe lângă noi. Și totuși, în funcție de mimică, de gestică, de felul în care voleau actorii și în funcție de background-ul nostru cultural, de ceea ce învățasem, reacționam de parcă am fi avut acces imediat și masiv la târg, la sens, la semantică. Fără ca noi să fi avut acele narațiuni structurante care sunt miturile, deci fără acest aport n-am fi putut să înțelegem ceea ce se întâmplă. Nu conta limba, nu conta sensul, conta faptul că povestea aceea era noi, indiferent de idiom. Și de acest punct de vedere, cred că pot formula o ipoteză cu siguranță că Andrei Șerban a venit în contact cu Campbell atunci când a predat în Statele Unite și mai ales sunt convins că Peter Brook îi l-a recomandat pe Campbell spre lectura lui Andrei Șerban. Posibil, foarte posibil. O să-l întrebăm, fiindcă suntem în contact cu Andrei Șerban și pentru că a fost invitatul nostru și la alte evenimente, iar o să-i adresez întrebarea asta, să descoperim și noi experiențe atât de personale.